Tot e posibil în fotbal și mai ales în Cupa României, le dau prilejul echipelor mici de a motiva mult mai mult și în fața unei echipe foarte bune, dar cum știm și motivația și atitudinea jucătorilor contează foarte mult. Credeți că Adi Mutu ar fi trebuit să mai strângă din timp și să rămână la la CFR? El și-a dat demisia, clubul nu l-a îndepărtat după această înfrângere. Ar fi trebuit să rămână, să lupte în continuare în acest final de sezon cu CFR în campionat? Nu, depinde doar de el. De el. El știe mai bine ce se întâmplă la echipă și dacă are motivația necesară de a continua. Și pe care am văzut și-a dat demisia. Dar el știe mai bine de ce a luat această decizie. Dumneavoastră sunteți ultimul antrenor cu care FCSB a devenit campioană. Cred că pe vremea când dumneavoastră câștigați titlul cu această echipă, formația se numea Steaua. Între timp și-a schimbat numele, acum se numește FCSB. Se fac 9 ani de când a devenit campioană cu dumneavoastră. Credeați că vor trece atât de mulți ani în care FCSB nu va mai fi campioană? Nu, sincer nu, pentru că an de an nu se investește foarte mult în jucători, se iau jucătorii aproape cei mai buni din campionat, dar să nu uităm că au pierdut un campionat sau două pe ultima 100 de metri. Numai Neșan s-a făcut să nu fie campion înainte. Și anul acesta, după cum văd, e echipa cea mai constantă, cea mai bună, dar mai este de jucat. Din acea epocă în care dumneavoastră erați campion cu Steaua, alături de mine în studio se află și Adi Popa. Cum era? Salut, Adi! Bună seara, Mister! Cum era Adi atunci? Era un jucător problematic? Era un jucător... Cum era în grupul dumneavoastră? El a ajutat foarte mult. Echipa a avut un sezon excelent și cred că a fost din jucătorii exemplari. De fapt, toți au contribuit. Și am spus-o de multe ori și cei din club și în anturajul clubului. De aceea s-au câștigat 3 titluri. Da, în acel sezon ați reușit să câștigați toate competițiile interne în care ați fost implicați. Apropo de iată cât de complicată poate fi și Cupa României, atunci ați câștigat și campionatul, și Cupa României, și Cupa Ligii. Am spus-o, pentru că au fost aproape folosiți toți jucătorii și în campionat. Am folosit o parte de jucători, după aceea o parte din lot au fost mai mult folosiți în Cupa României și Cupa Ligii, dar au dat rezultate. Numai cu atitudine bună, au fost jucători foarte profesioniști și sunt în continuare unii dintre ei, ca unitatea lui Adi, în câte știu, mai joacă. Și numai așa se poate face performanță. Și cei din jurul club, jurul nostru, au avut o atitudine foarte bună. Au fost pozitivi în toate. Adică cum era cu Costel Gâlca, antrenor? Păi, sunt ultimele trofee câștigate, cum să fie. Am avut, din punctul meu de vedere, ghinion foarte mare că n-am intrat și în Champions League, pentru că ar fi fost un sezon perfect. Dar am pierdut la penaltiuri și la gol în minutul 93, la un minut, pentru că, ok, n-ajungeam la penaltiuri dacă n-am fi luat golul acela din faza fixă, din corner. Și s-au pierdut și bani și glorie, ar fost foarte important, dar sezonul a fost salvat. Adică să câștigi 3 trofee în 10 zile, cum le-am luat noi atunci, a fost un lucru imens. Domnule Gâlcă, Adi Popa aduce aminte de acea ratare incredibilă a calificării în grupele Champions League și vedem că noi de atunci n-am mai ajuns, nicio echipă românească, nu doar Steaua sau FCSB, ci în general nicio echipă românească n-am ajuns în grupele Champions League. Se fac 10 ani de atunci, de când am ajuns ultima oară. Pentru dumneavoastră este unul dintre marile regrete, este mare regret că ați ratat acea calificare în grupele Champions League? Bineînțeles, pentru toți. Dar
din câte mi-aduc aminte, și Adi a ajuns cu probleme la al doilea meci, la Ludogore, Sămărtean. Aveam câteva probleme la câțiva jucători importanți, cum a fost și Tănase. Da, și Adi și-a aduce aminte de Tănase, da. Păi Tănase ești în minutul 5 sau 6, eu am jucat cu infiltrații la coaste și la umăr. Da, iată o problemă. Că tot la fel la avea tot așa lovitură la coaste. Este adevărat că relația dintre dumneavoastră și Gigi Becali s-a rupt pentru că ați ignorat o anumită dorință în privința alcătuirii echipei sau ceva de genul acesta pe care și-a exprimat-o Gigi Becali? El tot timpul nu trebuie să știe și exprima dorința de a juca anumit jucător. Dar, cum am spus, decizia mea mi-a aparținut total. Așa că ascultam ce zice, dar deciziile mele mi-a aparținut. Credeți dacă ați fi negociat mai cu atenție, nu știu, cumva, dacă ați fi fost mai maleabil, ar fi continuat colaborarea noastră cu echipa? Nu știu. Nu. Mi-a fost și așa, cu ajutorul, am spus, cu ajutorul celor care au fost prezenți în momentul acela, în anul acela și a jucătorilor, dar nu a fost ușor de gestionat toată situația. Pentru că știți că este incomod, ele își exprima unele dorințe și cum face în continuare. E greu de lucrat. Depinde de om. Eu pot să intervin? Te rog. Eu cred că dacă ar fi fost mai maleabil, nu mai luam cele trei trofee. Aha. Nu știu, e feeling-ul meu. Foarte interesant această perspectivă. Văd că și pe domnul Gâlcă îl amuză această intervenție a ta, această completare a ta. Deși vedem totuși, apropo de intervențiile lui Gigi Becali, că el este aproape de a deveni campion cu echipa lui în acest moment, în acest stil al lui propriu. Deciziile, am spus, îi aparțin și poate să lucreze cu cine își dorește. Pentru că e clubul lui, investește și cine acceptă situația care decide el, poate să stea, să continue la club. Dar, repet, ajută foarte mult fotbalul românesc. Asta nu trebuie să uităm. Pentru că cumpără constant de la multe echipe din România. Ați mai fost în discuții cu cluburi din Superliga, din campionatul României? Da, am mai fost. Dar n-am ajuns la un acord total, să spunem așa. E posibil ca din sezonul viitor să vă vedem din nou în campionatul României? Este posibil. Deci aveți discuții cu cluburi din România? Vedem. Ați jucat în aproape 70 de meciuri pentru echipa națională a României, ați fost la turnee finale de campionat mondial, de campionat european. Vă vom revedea pe teren cu ocazia acestui eveniment grandios de pe arena națională din luna mai, când generația de aur se strânge pentru acest eveniment. Înțeleg că vânzarea biletelor merge foarte bine și că veți avea parte din nou de o asistență fantastică pe cel mai mare stadion al țării. Da, sper să fie un moment important pentru toți. De fapt, s-au vândut foarte multe bilete, mi-au spus și colegii mei, și sper ca noi să ne prezentăm destul de mult, să fim la nivelul așteptărilor a spectatorilor pentru ultima dată. Eu cred că dumneavoastră aveți cele mai mari șanse să vă prezentați la nivelul optim, pentru că este incredibil cum vă mențineți, arătați fix ca atunci când jucați. Ne spunea Gică Popescu că la un moment dat va fi o probă a cântarului. Eram aici cu Florin Prunea, care a început să transpire un pic când a auzit de această probă a cântarului, dar sunt convins că dumneavoastră nu veți avea probleme. Nu știu dacă nu cumva aveți vreun kilogram mai puțin decât aveați atunci când jucați. Nu, am kilograme mai aveți mai multe. Dar nu, am mai multe, da. Dar nu se văd, sunteți. Eu sper să fie și pentru un moment de
a fi toți împreună și de ne a luat rămas bun de la, de la Didi încă o dată. Da, Didi Prodan, este un moment, da. Da, care ne-a părăsit atât de devreme. Un moment important pentru noi. Da, va fi un moment emoționant, fără îndoială, dedicat și lui Didi Prodan. Cum vă aduceți aminte de aceste turnee finale? Care sunt amintirile cele mai intense pe care le aveți din acea perioadă în care România obținea performanțe mari? Bine, cum știm toți, în 94 a fost foarte aproape de semifinale. A fost un regret pentru toți. Ne vedeam atât de aproape de această performanță, dar n-a fost să fie, pentru că așa se întâmplă în fotbal. Poate numai neșansa a fost să n-ajungem în semifinală. Un regret foarte mare l-am avut și cu Croația, unde ne-au scos cu acel penalti, 98. Da. Aveți un invitat special al dumneavoastră pentru acest eveniment de pe Arena Națională? Un jucător pe care să-l fi invitat din străinătate? Deocamdată nu am niciunul, dar sper să duc. Ok. Ce senzații aveți legate de echipa națională de acum a României, înainte de Euro? Ce așteptări aveți? Cum vi se pare naționala noastră acum? Bine, sunt meciuri de pregătire, cel cu Columbia. N-a fost un meci prea reușit. Dar sper ca echipa națională să califice, să iasă din grupe, pentru că ar fi important pentru noi. Trebuie să fim conștienți că nu avem jucători care să decidă un meci, dar totuși sunt câțiva jucători de valoare care au experiență internațională. Cine vă place cel mai mult din această națională? Mulți jucători, și Drăgușin, că a făcut pasul la Tottenham, dar Coman într-o formă foarte, foarte bună. Sper să aibă aceleași meciuri bune ca și la club. Aceia sunt jucători cu experiență, Stanciu, Petre Marin, care pot fi importanți pentru noi. Răzvan Marin. Ianis Hagi. Răzvan. Da. Da. Ne-am adus cu ocazia aceasta aminte și de tatăl lui. Ați fost jucător și antrenor în La Liga, în prima ligă spaniolă. Cum explicați dumneavoastră ce se întâmplă cu Ianis Hagi, care vedem că are evoluții bune când vine la echipa națională, dar în mod constant este rezervă, nu intră pe teren pentru Alaves? Alaves este o echipă care aleargă foarte mult, trebuie să muncească mult mai mult decât la echipa națională, joacă mai mult fără minge și e greu să se adapteze într-un asemenea joc. Cum vi se pare pentru el dacă ar pleca, așa cum anunță unele publicații, dacă ar pleca în vară la Galatasaray? Pentru el ar fi un pas înainte, pentru că să nu uităm că e Galatasaray, campionatul pus și destul de puternic, și dacă ar și juca acolo titular, ar fi perfect pentru noi și pentru